România va avea 21 de sportivi la Olimpiada de iarnă de la Beijing. Singura româncă de la patinaj viteză s-a antrenat în copilărie numai pe role. În România nu există pistă de patinaj. Când ai prins că e sport de iarnă? Când m-am trezit în Germania pe gheață. Câte căzături ai luat la viața ta? Vai de mine! Genunchii mei sunt absolut loviți, total. Arată foarte bătrâni. La bob, România se luptă pentru medalii cu o sportivă naturalizată, Catarina Vichy-Nemțoaică. Ce muzică îți place, Cati? Yuji Mafia. Știi versurile? La Florin Salam? Andreea a renunțat la atletism pentru bob. La 100 de metri, fetele negresele sunt foarte bune sprintoare și șansele în comparație cu ele erau mici. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.